Persoanele care doresc să se căsătorească trebuie să vină la biroul de stare civilă pentru a depune declarația de căsătorie. Împreună cu această declarație, partenerii trebuie să aibă la ei actele de identitate. Acestea trebuie să fie în termen de valabilitate atât la depunerea documentelor, cât și la data oficierii căsătoriei. De asemenea, acestea trebuie să prezinte certificatele de naștere, certificate de divorț sau sentințe de divorț rămase definitive, dacă este cazul, certificate prenupțiale. Acestea se eliberează de către medicul de familie și trebuie să conțină mențiunea expresă că persoana se poate căsători. Certificatele prenupțiale sunt valabile 14 zile. Documentele pentru încheierea căsătoriei se depun cu 11 zile înainte de data oficierii de către ambii parteneri. În cazurile în care unul dintre cetățeni este cetățean străin, acesta trebuie să prezinte un act de identitate în termen de valabilitate sau pașaport, certificat de naștere sau de divorț, dacă este cazul străin, acesta trebuie să fie tradus, legalizat, apostilat, dacă este cazul, în funcție de statul din care vine. O declarație pe propria răspundere că îndeplinește condițiile de fond pentru încheierea căsătoriei în România, că acesta nu este căsătorit în alt stat. Aceasta se poate face în România, aici la noi, la un notar public. Și un certificat de celibat. Acesta se eliberează de la autoritatea locală din statul unde cetățeanul străin are domiciliu. Pe lângă aceste documente, cetățeanul român aduce documentele prevăzute conform legii pentru încheierea căsătoriei. Certificatele prenupțiale pentru cetățeanul străin se pot elibera de către medicul de familie al cetățeanului român. Și tot așa, documentele se depun cu 11 zile înainte de oficiere, data oficierii.